Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare a zilei pentru această frumoasă zi de joi, 28 decembrie 2023. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile, care vor fi cărțile acestei etalări. Pentru voi toți în această frumoasă zi. Hai să vedem, dragilor. Iată că prima carte în această citire este cea cu numărul 41, așadar numerele 4, 1, 5 sau 41 pot fi semnificative pentru voi în această zi de joi. Și da, iată că vedem aici cartea care ne prezintă chakra a șaptea și pe Arhanghelul Uriel. Da? Arhanghelul Uriel este responsabil de această chakra a șaptea. Chakra a șaptea mai este intitulată și chakra noastră coroană, da, este situată deasupra capului nostru și este chakra care face legătura dintre noi, dintre corpul nostru și zonele siderale, zonele celeste ale existenței, da? Bineînțeles, între noi și divinitate, între noi și îngerași, arhanghel și tot ceea ce ține de acest nivel spiritual. Da, așadar, dragii mei, văd că în această perioadă, în această zi, veți simți nevoia să vă conectați la aceste nivele superioare ale existenței. Mai mult decât oricând, mai mult decât până acum, nu știu, poate că unii dintre voi văd că veți avea unele provocări în sănătate, da, și având aceste provocări vă veți simți că aveți nevoie de sprijinul divin mai mult decât oricând și, da, veți cere acest sprijin și veți fi recunoscători pentru tot ceea ce primiți, iar alții vă veți simți poate copleșiți de tot ceea ce ați primit în această perioadă din partea vieții, din partea universului, din partea divinității, așadar, da, nu veți face altceva decât să vă înălțați prin osul vostru de recunoștință divinității și mamei pământ pentru toate aceste bunătăți de care v-ați bucurat în această perioadă sfântă, da? Bineînțeles că mă refer aici la zilele acestea extraordinare de sărbătoare, la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și la toate celelalte zile de sărbătoare care au urmat acestei zile de acestei zile de 25 decembrie, da? Bineînțeles că vor mai urma și alte zile foarte frumoase, zile la fel de festive. Practic, eu v-am spus, toată luna aceasta decembrie este o zi împovărată, ca să zic așa, de tot felul de festivități sau sărbători pe care noi le avem sau le creăm, dacă nu le avem, da? Așadar, da, dragul meu, draga mea, văd că ești în conexiune directă cu divinitatea din tine și cu divinitatea din exteriorul tău, astfel încât te vei simți și tu foarte bine în această perioadă. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că aceasta este cardul cu numărul 9, așadar numărul 9 poate fi semnificativ pentru tine în această zi de joi. Și această carte vedem că vorbește despre o inimă rănită, da? Despre sufletul tău aflat în suferință. Dragul meu, draga mea, iată că te afli fie după o despărțire, fie după o trădare, da? Ce știu eu, poate că o persoană a plecat din viața ta fără să dea prea multe explicații, fără să-ți ofere aceste explicații de care tu aveai poate nevoie. În mod clar, în momentul în care cineva stă cu noi destul de mult timp și pleacă așa pe neașteptate, este clar că am fi avut nevoie de niște explicații din partea acelei persoane, da? Sau poate, ce știu eu, poate că ai dorit foarte mult să fii în conexiune cu o anumită persoană în viața ta și nu ai reușit să faci acest lucru, da? Nu ai reușit să te orientezi spre acea persoană, poate te-ai lovit de un răspuns negativ din partea acelei persoane, da? Și te afli acum cu inima rănită, cu inima obosită, poate, de atâta încercare, de atâta dorință și de încrâncenarea acestei dorințe ale tale, dar și de oboseala acestui
acestui refuz pe care l-ai primit din partea persoanei respective. Da, tot felul de situații care pot fi în viața ta în aceste momente și care, iată, îți creează această suferință, dragul meu, draga mea, va depinde doar de tine să faci schimbarea pentru tine, dacă îți vei dori să atragi și tu binele și prosperitatea în viața ta. Da? Va trebui să te schimbi, să schimbi încet, încet gândirea spre ceva mult mai pozitiv. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici una caldă, una rece, da? Cam așa vin cărțile în această etalare, văd. Îngerașul Izabela, care vine și îți spune, da, acum este momentul potrivit pentru această nouă aventură. Așteptările tale pozitive vor avea un rezultat fericit. Da, dragul meu, draga mea, iată că este un moment foarte bun în care tu primești un răspuns pozitiv la ceea ce tu aștepți să se manifeste în viața ta. Poate că ceva ce tu ți-ai dorit foarte mult să faci în această perioadă prinde contur sau începe să se lămurească pentru tine. Începi să primești dovezi clare că aceste lucruri se pot întâmpla și pentru tine și ești din ce în ce mai fericit sau mai împlinit sau împlinită. Da, într-adevăr, așteptările tale în privința aceasta, în privința acelei dorințe pe care tu o ai, sunt cât se poate de... vor avea un rezultat cât se poate de fericit, da? Așadar, așteaptă-te la minuni, așteaptă-te la lucruri din ce în ce mai bune pentru tine, pentru viitorul tău apropiat, dragul meu sau draga mea. Într-adevăr, văd că pe unii dintre voi vă va aștepta o adevărată aventură. Asta înseamnă că nu puteți prevedea toate lucrurile care se vor întâmpla în viața voastră, începând din acest moment, mai ales în legătură cu acea activitate pe care voi vă propuneți să o începeți în perioada care vine. Da? Dar important este să vă apucați de treabă, important este să faceți primul pas spre ceea ce vă doriți și mai ales, dragii mei, înainte de a face ceva din care vă doriți să aveți rezultate financiare bune, obișnuiți-vă să identificați nevoia din spatele acestei dorințe ale voastre de a face bani, da? Pentru că este foarte bine ca voi să identificați această nevoie. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Luna într-un semn astrologic mobil, care vă spune nimic nu este bătut în piatră. Așadar, dragul meu, draga mea, iată că lucrurile par să nu se desfășoare acum exact așa cum ți-ai fi dorit tu, da? Sau poate că mai ai de lucru la anumite aspecte în privința lucrurilor pe care dorești să le pui în acțiune, dar iată că nimic nu este bătut în piatră, totul se poate transforma chiar și peste noapte, așadar pornește la drum cu o nouă gândire, cu o gândire din ce în ce mai pozitivă și vei vedea că totul se va transforma spre binele tău suprem, da? Totul va veni să îți sprijine această gândire pozitivă. Hai să vedem și următoarele cărți, următoarea carte din Lenormand. Da, iată că avem aici cardul cu numărul 21, așadar numerele 2, 1, 3 sau 21 pot fi semnificative pentru tine în această zi de joi. Și vedem aici un munte cu puțină zăpadă. Asta înseamnă că normal și în următoarea perioadă vei avea unele provocări în viața ta sau unele obstacole, da, care vor veni peste tine. Dar acest lucru văd că nu te va opri din ceea ce tu îți vei dori să faci pe mai departe. Da, dimpotrivă, chiar pe unii dintre voi, aceste obstacole sau aceste aceste provocări vă pot încăpățâna, da, să mergeți și mai puternic pe calea pe care voi v-ați propus să mergeți. Hai să vedem, dragilor, încă o carte. Încă o carte care vine din partea acestui pachet sub forma unui gând.
sub forma unui gând care este bine să fie menținut în mintea ta astăzi. Iată că acesta este gândul care vine spre tine azi. Mă iubesc și mă aprob pe mine însumi sau pe mine însă. Apreciez tot ceea ce fac. Sunt destul de bun sau de bună așa cum sunt. Vorbesc singur sau singură pentru mine. Cer ceea ce îmi doresc și îmi reclam puterea. Iată, dragii mei, dragele mele, cât de multe gânduri pozitive care îți pot veni cu acest gând important pe care este bine să-l menții în această zi în mintea ta, și anume acela că te iubești și că te respecti așa cum ești în acest moment, da? Cât de bine este să recunoști acest lucru, da? Să conștientizezi că este adevărat acest lucru, că iubirea de sine, iată, și aprecierea valorii de sine a fost realizată. Hai să vedem, dragii mei, dragele mele, și următoarele cărți. Următoarele cărți din tarot. Wow, cât de frumos, dragii mei, iată, vedeți, este Doiul de Cupe. Este o carte cât se poate de bună, o carte care îmi vorbește despre relații extraordinar de frumoase, relații împlinite. O relație foarte frumoasă și foarte împlinită aveți dumneavoastră în acest moment cu un suflet pereche, dragii mei, dragele mele. Așteptați-vă să cunoașteți acest suflet pereche dacă nu l-ați cunoscut deja. Să recunoașteți această persoană încă din prima întâlnire, încă de la prima vedere. Așteptați-vă să aveți tot felul de momente de deja vu în legătură cu aceasta sau cu acesta. Așteptați-vă să simțiți prin tot porii sufletului și corpului dumneavoastră că cunoașteți această persoană de foarte mult timp, pentru că de fapt așa și este, dragul meu sau draga mea, de fapt cunoașteți această persoană dintr-o altă viață și se pare că ați ales să veniți aici pe pământ cu scopul de a realiza și această evoluție din această viață împreună. Da, dragii mei, dragele mele, iată că ați venit să vă completați perfect unul pe celălalt și, bineînțeles, că veți remarca cât de mult vă asemănați. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici 10-le de spade, dragii mei. Se pare că unii dintre voi nu veți fi deloc bine în această perioadă, da, veți fi foarte triști, veți fi foarte apăsați. Iată că această carte vine în legătură cu acest nou care vorbește despre o inimă rănită, despre care vorbeam mai devreme, da, este clar că veți fi doborâți, vă veți simți doborâți de soartă, de tot ceea ce vă înconjoară prin faptul că cineva în viața dumneavoastră v-a trădat, cineva a hotărât poate să plece sau pur și simplu a plecat cu altcineva, cu altă persoană, da? A ales altă persoană în viața sa. Această persoană, dragii mei, dragele mele, iată că v-a creat o suferință enormă prin comportamentul său față de dumneavoastră. Rămâne la latitudinea dumneavoastră modul în care veți gestiona această suferință, da? Și modul cum vă veți detașa încet, încet de aceasta. Pentru că va trebui să o faceți până la urmă. Hai să vedem și următoarea carte. Iată, din acest oracol, când vine vorba de inimă, nu există greșit sau corect. Fiecare alegere pe care o faceți extinde înțelegerea voastră asupra vieții și asupra dragostei. Așadar, dragul meu, draga mea, dacă doriți să vorbiți despre aspecte care au legătură cu inima, cu sufletul, da, mare atenție, pentru că aici nu există delimitări clare, da, între corect și greșit. Da? Se pare că totul este menit să extindă înțelegerea noastră asupra acestei vieți. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!